Bună dimineața, bun găsit la jurnalul Orei 7, sunt Mădălina Pușcalău. Rusia e dispusă să livreze gaz direct României fără intermediari. Deși pare o veste bună, mai mult până va deveni realitate. Mesajul vine totuși chiar de la premierul Vladimir Putin și a fost lansat într-o conferință de presă. Autoritățile române nu au comentat până acum declarațiile premierului rus. Putin a aprobat, pe de altă parte, desfășurarea rapidă a observatorilor internaționali la gazoductele din Ucraina. Uniunea Europeană speră că livrările de gaz rusesc vor fi reluate cât mai repede. Declarațiile lui Putin au venit ca răspuns la întrebarea reporterului televiziunii publice române privind includerea României în proiectul gazoductului South Stream inițiat de Gazprom. Vladimir Putin s-a declarat de acord nu doar cu participarea țării noastre la proiect, ci și cu excluderea intermediarilor din comerțul bilateral cu gaz. Мы не против того, чтобы Румыния приняла участие в Южном потоке. Это первое. Второе, то, с чего вы начали, посреднические компании на румынском рынке. Президент ставил в разговоре со мной этот вопрос. Мы согласны перейти на прямые отношения с государственными компаниями. Putin a revenit apoi asupra dosarului fierbinte al momentului, livrările de gaz către Ucraina, și a formulat o ofertă stupefiantă. Но у меня есть для Румынии встречное предложение, от которого трудно отказаться. Передайте, пожалуйста, президенту. Весь объем годового потребления Украины мы готовы продать вашей государственной компании. А вы сами уже продавайте дальше Украине. Пойдет? Запиши. La aceeași întâlnire cu presa, Putin și-a confirmat acordul cu desfășurarea observatorilor europeni care urmează să prevină eventualele sustrageri de gaz rusesc pe teritoriul Ucrainei. Premierul rus a criticat din nou puterea de la Kiev, care în opinia sa este afectată de corupție și nu poate asigura funcționarea normală a economiei. El a cerut Ucrainei să plătească pentru gazul rusesc prețul pieții, preț pe care economia ucraineană nu și-l poate permite. Chiar dacă disputa nu a fost soluționată, președinția cehă a Uniunii Europene a anunțat ieri seară că livrarea gazului rusesc prin Ucraina va putea fi reluată îndată după desfășurarea observatorilor. Cu câteva ore mai devreme, Comisia Europeană declara totuși că eforturile sale de mediere au eșuat din cauza obiecțiilor concernului Gazprom. Se pare că Rusia și-a schimbat atitudinea la insistența Germaniei, chiar dacă aceasta nu este afectată de criză. Deocamdată, nimeni nu știe precis când va ajunge din nou gazul rusesc în cele 18 țări europene rămase în aceste zile.